La Dinamo Zâneam, de noi, probabil cineva care a mai fost pe acolo, un dinamovist convins. Eu zic că vine Mircea Rănică, asta e părerea mea. Ați detonat bomba. Nu, asta e părerea mea, stai puțin. N-am spus că e părerea mea. Spun că va veni Mircea Rănică. De ce motive ar fi normal să tragă de el? Pentru că, în prima față, din ce bănuiesc eu, au fost și la discuții, dar se lasă mai greu. Povestea interesant. Este Mircea Rănică. Mircea Rănică și Dinu Gheorghe, președinte al Dinamo. Nu. Dinamo are președinte, dar am stat special. Așa. Domnul Mureșan. Nu, deci Mircea Rănică ar putea în iarnă, că acum Dinamo trebuie să mai adune câteva puncte, dacă poate, până în iarnă. 5, 6, 7, câte pot ei, până se întrerupe, da? Are o masă jucători la dispoziție, jucători străini care poate să-i aducă. Și în condiții de 4-5 mii, cât dă Dinamo salariul maxim în ziua de azi. Deci ar putea să facă un lot de jucători bun pentru a se salva de la retrogradare. Bine, nu cred că aduce mult jucători, dacă e să 5, 6, 7, 8, cât să aducă? Pentru de 10, 12, 14. La Dinamo trebuie echipă în clasă. Trebuie echipă la Dinamo, da? Vă simt, domnul Dinu, că deja am început să vă cunosc. Cred că ați vorbit cu Redic sau ceva, că prea... Dumneavoastră nu vă exprimați așa, simțiți dumneavoastră din senin. Marius, ai fost martor. Cred că o să vină Mircea Redic. N-am spus de ce. Dar mai este o problemă cu Mircea Redic. Nu știu cumva... O să bage sabia asta în teacă cu Mureșan. Că am luat afară Mureșan de la Cluj cu Cadu și gașca aia portugheză atunci. Nu e pricinos Mircea Rănică. Și mai este ceva. Mircea Rănică dispune de potențe financiare care ar permite să mai dea o primă la jucători. Niște jucători destul de plătiți modest în ziua de azi la Dinamo. Cred că orice bonus la anumite jocuri i-ar motiva. Dar vă întreb altceva, domnul Dinu, ca să încheiem subiectul Rănică. Credeți că este potrivit? Acum? Acum pentru cel mai potrivit. Cel mai potrivit Mircea Rănică. Da. Da. Interesant. Stai puțin, Victor, are o expertiză care nu poate contesta nimeni, da? Așa. Chiar dacă ultimul timp, sigur, performanța a fost la nu știu cât de echipa plimba, da? Bun, asta e clar, da? Dar expertiza lui ca antrenor nu poate contesta nimeni. Eu am lucrat cu el. Știu că a spus când l-ați prezentat la Dinamo, a spus că ați atins și dumneavoastră un pic cupa la final pe care a câștigat-o el la campionatul. A ciupit-o un pic de ureche, a zis. Cum? Am nu știți că așa zis? Am ținut-o cu două mâini. Păi că asta a fost meritul dumneavoastră la câștigarea titlului. Tot lumea are un merit să câștigă într-un club ceva, tot lumea are un merit. Corect. Deci nu este... El va ironiza un pic în glumă, azi prietenul meu Dinu. Și când se pierde, toată lumea devine cât de cât. Nimeni nu face lucrurile perfect dacă se pierde ceva. Sunt de acord cu dumneavoastră, serios. Așa trebuie să fie. Eu spun că este cea mai bună soluție pentru Dinamo în clipa de față. Cei care s-au făcut Dinamo acum, domnul Badea în frunte sau cu cine se ocupă, să facă orice efort să-l convingă, să cedeze, să vină la Dinamo. Ce părere ai, Marius, de varianta asta? E potrivit să mai vorbea de Bergodi, să vorbi de Miriuță, să vorbește de Dușan Urii, atenție cerut de PCH? Sunt de acord cu domnul Dinu referitor la faptul că s-ar putea ca domnul Colceac să fie o soluție temporară. Pentru că s-au tot apărut informații în presă că au existat discuții cu diversi antrenori care se pare că au refuzat sau nu s-au înțeles sau ceva s-a întâmplat acolo. Și atunci s-a găsit în dificultate domnul Mureșan să numească rapid pe cineva, pentru că urmează meciul următor și până se înțelege cu noul antrenor, trebuie cineva să pregătească echipa, având licență pro și cunoscând clubul fiind la echipa a doua și foarte mulți jucători din echipa actuală sunt de la echipa a doua. A trebuit să facă această alegere. Iar referitor la Mircea Rednic, nu e prima oară în Dinamo, e dinamovist, este experimentat. A mai fost momente dificile în care el spunea că a adus bani de acasă și dădea primele jucători. Deci, într-un fel, e obișnuit cu acest sistem. Pe oriunde a fost, a adus jucători. Și așa cum spunea și domnul Dinu, jucători care nu erau scumpi, mai veneau gratis pe salarii rezonabile, din care s-au mai ieșit 1-2 ca vârfuri. N-au confirmat toți, dar unii chiar au confirmat. A luat și bani pe unii, da. Pe Mevri au luat 6.000 de euro. Unii chiar au confirmat. Eu eram acolo. Mevri, când a venit, a costat un comision către agent de 4.000 de euro. A fost tot comisionul. Ce agent? Un sârb era agent. Nu era Luana? Nu. Un sârb. Nu știu. Și foarte bine. Deci, un agent sârb lua 4.000 de euro comision, da? Da. El avea la Dinamo 7.000, 8.000 avea pare că Mevlie, da? Și l-a vândut după un an de zile, nu? Da. Un an, 800.000. E extraordinar. Deci, nu este supărat. Exact. Și a greșit și el. A greșit poate 2-3 care spărgeau mingea că se întâlneau cu ea, dar plus minus, a ieșit pe plus. Și atunci lăsați o echipă la Dinamo foarte bună. Atunci Negoiță a fost să-l dea afară, pentru că el putea continua în următor și ar fi avut performanță. Ar fi o mișcare inteligentă din partea lui. Haideți să ne gândim ce jucători a adus Mircea Rednic la Dinamo. Deci, primul a fost Bozniacu... Voinovici? Nu. Capitanul de echipă? Nu, Palici. Stopărul. Mevlia, altul, cu B. Uite ce lapsus, în care a jucat parcă la Pescara înainte. A mai fost... Bunoza. Bunoza. Bunoza a plecat când a venit Rednic.
Era a fost adus de Rednic 100%, vă spun. Eu am mers la Dinamo cu Rednic în luna aprilie. Da. Bunoaz a jucat la Dinamo. Jucat deja. Din iarnă a adusese Daniel Stanciu cu Teja. A, da? Da. Ok. Și în vară s-a încheiat împrumutul și n-a putut mai fi ținut. Dinamo era insolvență și nu avea cum să mai plătesc salariul care îl avea. Pescara a zis, luați-l cu toți banii. Și de-aia a plecat. Deci am înțeles, în regulă. Bun, deci Mevlia Pulici i-a dus de Palici, Palici, da. Noere. Noere. Da. Voinovici. Voinovici. Care... Jucători, nu, dar Noere, Palici, Palici, Jucători bun. Voinovici ar fi foarte util la Dinamo. Ar fi, da. Deci hai să spun, el poate aduce jucători utili pentru Dinamo în acest moment pentru a scăpa de retrogradare. Dar, Astur Cracul, de unde vine cu jucătorii ăștia Budmir Cernic? Să tot vorbește, sunt mituri, care o filieră de scouter din Belgia care îl servesc cu jucători care sunt de nivelul Belgiei? El cunoaște foarte mulți agenți, scouter, da. Agenți și scouter, da. Mi-a povestit cineva chiar de la Dinamo, a spus, domne, el are așa, are de la Anderlecht scouterul șef, de la, de, nu știu, și ei spun așa, domne, ăștia sunt buni, dar nu sunt de clubul nostru. Noi îi refuzăm pentru că n-au de exemplu viteza el, pe care el le face și un bine acelor oameni, pentru că îi scapă de niște jucători care la clubul respectiv sunt balastă, adică nu joacă. Și atunci orice președinte de club zice, domne, are salariul 5.000, da? Îi dă Dinamo 5, mai dă 10, scapă de 5.000. Da. Pentru că la un moment dat și lei, cineva întreabă, domne, ce ați făcut cu banii? Și atunci, lucrurile se reglează, deci se ajută reciproc, nu poți să doar Reni profită de faptul că îl ajută acești agenții belgeni, sârbi, ce sunt ei. E clar că ar fi o mișcare inteligentă, pe lângă faptul că are rețeaua deci asta de jucători. Deci tu zici că e o mișcare bună, Mircea Rednic. Da, asta, eu spun că în clipa de față, cât cunosc eu Dinamo și Rednic, spun că este soluția mănușe. Eu le garantez că scapă de retrogradare, face o problemă. Dacă v-ar propune să vă întoarceți jumătate. Nu se pune problema. Nu știu, vă întreb. Dar stați un pic. Ați fost om de club 20 de ani, nu pot să vă întreb om de fotbal. Nu se pune problema. De ce nu se pune problema? Nu știu, nici nu țin la asta. Nu. L-a adus înapoi pe Dănciulescu, de exemplu. De ce nu v-a luat ce pe dumneavoastră? Nu știu, vă întreb. Cine l-a adus? Rednic. L-a cerut. Acum? Ultima oară când a fost. Era dat afară Dănciulescu și l-a chemat atunci. Da, foarte bine că l-a adus. Adică zic că Mircea Rednic mai face chestii astea să aducă oameni cu care a colaborat în trecut. Puțin, vezi, acum tu faci o greșeală. Așa. În România s-a ajuns ca antrenorul să ceară să-i vină un președinte, să-i vină un șef. Nu mai în România chestia asta. E greșeala mea. Un antrenor cere, vreau să-mi pune șef pe ăsta. Ce care e greșeala mea? Greșeala de guiță că e acceptat. Am fost acolo la Cluj. Dan Petrescu insistă să vină Balaș președinte. Exact. Băi, cu tot respectul și pentru unul și pentru altul. Eu n-am văzut așa că eu te aduc, dar tu o să fii șeful meu. Vezi, ai grijă că eu te-am adus. Și tu mă dai și afară, ce, la, da, ce, eventual. Asta ar fi cea mai tare.